Matinalii 21, acum și în weekend. Avem pe domnul doctor Andrei, de 3 ori Andrei, bună dimineața. Hei, bună dimineața. Să vă auzim cu sfaturi așa de început de săptămână. Bună dimineața, sunt doctorul Andrei și în fiecare zi de luni vă aștept cazurile numai aici la Radio 21. Fără să zăbovim prea mult, haideți să intrăm în treabă. Cazul de astăzi. Bună dimineața, domnule doctor Andrei. Mă numesc Miki Viki Kiki și am o problemă gravă. Sunt foarte stresată. M-am despărțit de iubitul meu de foarte mult timp și de atunci nu am mai făcut dragoste. O săptămână seamănă foarte mult, aproape o eternitate. Vă rog, ajutați-mă, cum să scap de stres? E bine, dragă Kiki Miki Viki Viki Kiki, iată care sunt cele mai potrivite moduri în care poți să te relaxezi și să eliberezi tensiunea atunci când ai mai făcut sex de ceva vreme. Shoppingul. Când au o parte de ceva fierbinte în dormitor, bărbații își cumpără o mașină sau măcar visează la ea. Doamnele însă sunt mai delicate. Îți recomand o zi la cumpărături pe banii fostului. Masajul. Un masaj de relaxare și puțină aromaterapie își fac treaba mai bine decât credeți. Și dormitorul gol de acasă nu va mai conta. Încearcă masajul cu rubarba. Alergatul. E bine, ajută corpul la producerea de endorfine. Astfel, starea ta de spirit va fi considerabil îmbunătățită și vei avea o siluetă de invidiat. Ai grijă însă după ce alergi. Îți recomand un bărbat bătrân și bogat. Orașul Cordeanca e aproape. Adrenalina. Adrenalina declanșată în sporturi precum bungee sau paintball pot înlocui lipsa sexului. Dacă nu ți le permiți, încearcă o plimbare în ferentar la drum de seară. Sau doar pentru o noapte. Cel mai simplu mod să scapi de tensiunea acumulată din cauza lipsei de sex ar fi ce-i drept să o faci. Dacă arăți foarte, foarte, foarte bine, notează 0766 sau mai bine 074, mă rog, DJ Andy sau Orlando îți pot îndeplini orice dorință. Bravo, mă, adică eu nu pot? Nu. Ne-au zis săptămâna viitoare. Nu uitați, sigur, lucrează. De ce? Îți spun în particular. Vrei mai mult? De luni până vineri, Matinalii 21 îți dau trezirea de la 6:30 la 10:00.